ziua tuturor și bine v-am regăsit din nou pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vreau să vă prezint un Audi A6 din anul 2012, motor de 3000 TDI 4. Clientul s-a prezentat la noi cu defecțiuni la cutia de viteze. Mi-a explicat că de fiecare dată când pornește în drive are tot felul de șocuri, transmite niște șocuri în mașină și automat i-am făcut o diagnoză. Am făcut și niște ateste și da, într-adevăr, va trebui să îi dăm jos cutia de viteză, să verificăm ambreiajele, să vedem ce este acolo la ambreiaje, dacă suzat e, cum arată, nu știm, până nu desfacem, va trebui următorul pas să băgăm în serviciu, să se dea cutia de viteză jos și după aceea să scot ambreiajul afară ca să vedem, prima oară cu asta începe, cu ambreiajele. După aia vedem pe parcurs dacă va mai apărea așa altceva, nu știu încă, până nu vedem prima oară ambreiajele. Va fi un vlog fain, interesant, cu mașina asta. O să vedeți cum o să desfac cutia. Urmăriți până la capăt. Ceea ce vreau să vă mai spun și să vă recomand, dacă dețineți modelul de A6 sau nu numai, toată gama Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, care au cutii automate, da? Deci ar trebui neapărat schimbat uleiul la 60.000, din 60 în 60.000. Într-adevăr, mașina asta are vreo 250.000 de kilometri, da? Tot ce pot să vă spun e că nu știu cum a exploatat el mașina, în sensul că cât de sportiv o mărs cu ea sau nu, nu știu. Ideea e că o să vedem când îți facem cutia. Și de-aia vreau să spun, dacă uleiul nu l-a schimbat niciodată sau cineva v-a zis, vă recomandat, nu schimbați uleiul că o să ai probleme. Nu, o să ai probleme, da, dacă nu schimbi mai mult timp uleiul și automat, pentru că se uzează. Și de-aia vreau să vă spun și să vă recomand, dacă dețineți modele automate de cutii de viteze, nu contează, S-Tronic, Multitronic, DSG, schimbați uleiurile în cutie pentru că este necesar, nu duci o veșnicie, nu ai cum să, mulți unii producători ne spun că nici nu se schimbă uleiul, nu e adevărat așa ceva. Păi când ai drumul la ulei care o mărs cu el 150-200.000 de kilometri, câteodată nu mai ai ce să faci cu cutia aia, din cauza că, clar, s-a exploatat prea mult cu uleiul ăla și atunci automat că apare defecțiuni la cutie, da? Și la ambreiaje, în primul și primul rând, ambreiajele sunt afectate din prima. După aia partea cealaltă, mecatronicul sau mai știu ce în ea. Asta e toată ideea, ce vreau să spun, schimbați uleiul și o să fie bine, o să vedeți. Și urmăriți vlogul în continuare și vă doresc vizionare plăcută. Gata. Și luăm supa după foc și ce găsim aici? Ta-da! Da, asta e oala, deci vedeți, auziți? Să-i fi eu. Asta e fi eu. Fi eu după oală. Și nu pui asta, bă, că... Da, că nici mie nu-mi place ceva aici. Cred că mai trebuie să fie unul.
Uai de mine. Asta nici nu mai are nici discul. Nici măcar nu mai... Ceau. Da, o afectat asta, mă. Uite tu ce-i pe ăsta, ni. Deci rău, nu așa, ni. Ni. Uite la... Care? Ăsta e cel mai... Ni. Uite, ni. Uite, de capul. Are șanțuri în el, bă. Uite, ni. Tu ai de mine. Asta e... Nu prea e ok. Și poate să se întrebe să vedem așa. Numai că da, mult o să distrugă poate discurile astea, ni. Nu mai uite. Zici ce, ce prăjit ești, bă. Uai, deci nici mai are, bă. Noi, gata? Și... Ta-dam! Iată, l-a dus din nou la, de la resuscitare. Ambreiajul de Audi, S-tronic. Vezi când dai cu cafă, bă. N-are nimic. Da. N-ai un pic de spray sau vazelină? Ha? Thank you.